Viitorul nu este al roboților, ci al celor care îi construiesc. Astăzi, 45 de școli din toată țara au primit seturi care le permit să introducă o nouă disciplină în programa lor, robotica. Între timp, în unele instituții de învățământ din țară, această materie este deja predată la nivelul matematicii, fizicii și informaticii. Munca tinerilor designeri ai viitorului are un suflu romantic. Tinerii găsesc cu ușurință soluții pentru problemele sociale complexe. Un alt fel de proiect al viitorului a fost elaborat de elevii liceului Ion Luca Caragiale din Orhei. Peste doar două decenii, ei văd orașul lor natal cu grădini pe acoperișuri, panouri solare pe toate casele și treceri pietonale inteligente. Ne-am gândit la niște idei reale și destul de ușor pot fi implementate. Eu cred că pentru un oraș care și un viitor mai bun ar fi o idee foarte bună să facem asta. Realizarea unor astfel de proiecte ar putea costa milioane de euro, dar acest lucru nu-l intimidează pe Dan. Pentru el, prețul nu este mai important decât un viitor modern al orașului său natal. Experții apreciază ideile tinerilor pentru viziunea proaspătă, care ar putea aduce soluții noi pentru problemele vechi. But really this is about the kids, you know, it's about cool stuff, you know, that kids get to do in school, and that's what I think is the neat part. You know, just looking at all the creativity, you know, in these projects, coming up with real solutions. They're talking about traffic. Imagine Chișinău traffic problem. I think everyone can understand. So they got all kinds of solutions. Elevii liceului Mircea Eliade din capitală au venit cu o rezolvare a ambuteiajelor. Macheta are un semafor reversibil, o șosea de centură și, desigur, o parcare subterană cu mai multe niveluri. Tinerii dezvoltatori au calculate și costurile. Din calculele noastre care le-am făcut mai la început, aproximativ 24.300.000 de euro. Avem o machetă a unui oraș modern, unde am împreună cu echipa am încercat să găsim soluția mai multor probleme, precum aglomerația în trafic, energia, cum să o consumăm în cantități cât mai mici și cât mai econom. Pentru 30 din cele 45 de școli, seturile de robotică sunt o noutate. Unele au primit seturi pentru cursuri în clasele primare, iar altele pentru elevii din gimnazii și licee. Alte 15 școli le-au primit în calitate de recompensă. Aici se învață deja robotica, iar rezultatele sunt impresionante. Noi tindem spre a face ca toate școlile să aibă astfel de seturi. După ziua de astăzi vor fi 178 de școli dotate cu astfel de seturi, ceea ce constituie în jur de 14% de numărul total de școli. Eu vreau să cred că într-un timp mai apropiat vom reuși să atingem un procent de cel puțin 50%. În satul Congaz, elevii așteaptă cu nerăbdare să înceapă noua disciplină. Este actual foarte. Дети видят себя в этом, детям это интересно, они хватаются за все новое, поэтому ждут большим нетерпением. Pedagogii înțeleg că vor trebui să cunoască o nouă știință de la zero, pas cu pas împreună cu elevii lor. Вместе с учениками будем учиться. Уже начала искать какие-то программы. Думаю, это не будет сложно. Ideea introducerii roboticii în școli a fost lansată în 2014. Totuși, realizarea nu a fost atât de simplă. Partea financiară a problemei joacă de asemenea un rol important. Proiectul a costat 3 milioane de dolari, dintre care 1,2 milioane sunt granturi de la partenerii străini, 950.000 asistențe de la companii private din țara noastră, iar restul de 850.000 bani de la bugetul de stat.